În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cinstiți părinți, împreună slujitori, preacuvioasă Maică Stareță și dremuritori creștini. Mi-aduc aminte anul trecut, doar cu o duminică diferență, în duminica înfricoșătoare judecăți, ne-am întâlnit la Sfânta Liturghie și ne-am rugat la oaltă. Iar la sfârșit am meditat la psalmii utreniei și vă spuneam atunci că judecata lui Dumnezeu va dura atât cât durează psalmii utreniei. Aproximativ 15 minute. Și că în timpul psalmilor utrenii, atunci când ei se citesc la strana bisericii, nu este voie nici măcar să-ți faci semnul Sfintei Cruci. Trebuie toată lumea să fie foarte atentă și să creadă și să simtă că este în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Unii părinți sfinți spun că nu se face semnul Sfintei Cruci datorită faptului că acum așteptăm cea de-a doua venire a Mântuitorului Hristos și nu pentru ca să se răstignească. A făcut-o. Acum va veni în slavă și va veni ca să judece lumea. Mă gândeam atunci când am hotărât împreună cu Părintele Paisie să vin în această duminică a izgonirii lui Adam din Rai, să vă vorbesc despre slujba vecerniei. Doar un amănunt, care este asemenea și la slujba utreniei, dar mai evident la slujba vecerniei. După ce începe slujba vecerniei, se citește un psalm, 103, care este psalmul creației, în care se vorbește despre creația lui Dumnezeu. În timp ce se citește psalmul la strană, preotul iese din altar în fața sfintelor uși care sunt închise, având epitrahilul pe grumaz și citește rugăciunile vecerniei, 7 la număr. Momentul respectiv, iubiți credincioși, simbolizează pe Adam, izgonit din Rai, care stă în fața ușilor închise, cu veșmântul de piele care îi acopere goliciunea și se roagă lui Dumnezeu, cerând îndurare. Și la slujba utreniei, după primii 3 psalmi, următorii care se citesc, Părintele, tot așa, iese afară din altar, citește următoarele 6 rugăciuni, pentru că la utrenie se citește 12, tot cu epitrahilul peste grumaz, implorând mila lui Dumnezeu în fața ușilor închise, simbolizându-l pe Adam, înveșmântat în haină de piele, acoperindu-și goliciunea și implorând mila lui Dumnezeu. Dumneavoastră, de foarte multe ori sunteți în fața ușilor închise a Sfântului Altar. Noi preoți avem această șansă să trăim în Raiul lui Dumnezeu, care este Sfântul Altar. Și ați auzit la priceasna care s-a cântat astăzi, că preoții cântă cu îngerii în cor. Și la taina Sfântului Maslu, în rugăciunea a 5-a, spunem că îngerii sunt geloși pe preoți și râvnesc și doresc să vadă și să împreună slujească cu preotul Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Dar acest rai, care este altarul, respectiv Biserica lui Dumnezeu, îl putem experimenta doar când venim la biserică și participăm la Sfânta Liturghie și la Sfintele Slujbe. După ce plecăm din biserică,
simțim și resimțim la nesfârșit că ne întoarcem într-o lume care seamănă din ce în ce mai mult cu iadul. Și în orice caz în lumea în care a fost izgonit Adam, respectiv toți oamenii. Este tragic. Ar fi bine să trăim permanent în biserică. Și dacă am trăit în biserică permanent, am fi poate și fără de păcat și rugăciunile noastre ar fi cu adevărat curate și grija noastră cea lumească cu adevărat lepădată de la noi. Dar nu putem trăi numai în biserică. Trebuie să ieșim, să ne câștigăm existența, pentru că Adam, atunci când a fost izgonit din rai, i s-a spus, prin sudoarea frunții, îți vei câștiga existența. Femeia i-a spus, prin naștere de frunți, îți vei mântui sufletul. Și trebuie să ne întoarcem în lumea în care am fost izgoniți. Dar niciodată nu trebuie să uităm că noi am fost izgoniți din rai în lumea aceasta. Niciodată nu trebuie să uităm că, de fapt, noi suntem străini și călători în această lume. Niciodată nu trebuie să uităm că noi nu aparținem acestei lumi. Că noi aparținem lui Dumnezeu și raiului lui Dumnezeu, împărăției lui Dumnezeu. La ea trebuie să revenim. La această împărăție. Pe ea trebuie să o cerem în rugăciunea noastră. Pentru ea trebuie să lucrăm, respectiv lucrând la mântuirea sufletelor noastre. Când începem Sfânta Liturghie, iubiți credincioși, binecuvântarea cea mare care se dă la început spune foarte lămurit acest lucru. Preotul din altar, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ceea ce înseamnă că în momentul respectiv se deschid ușile împărătești și avem acces la împărăția lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie, prin excelență, este o slujbă a împărăției lui Dumnezeu. De aceea, slujirea noastră a preoților și împreună slujirea dumneavoastră a credincioșilor trebuie să fie pe măsură, fiind conștienți, că stăm în fața lui Dumnezeu și nu a lui Dumnezeu judecător, cum spuneam despre psalmii utreniei, ci a lui Dumnezeu care ne-a adus din neființă la ființă din iubire și care își revarsă iubirea lui în așa măsură încât ne-l dă pe unicul său fiu hrană și băutură. Așadar, este o șansă teribilă, extraordinară, să putem participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care este imaginea Împărăției lui Dumnezeu. Raiul terestru, raiul din care am fost alungați, raiul din care a fost alungat Adam, a fost un rai terestru. Raiul pe care l-a câștigat tâlharul de pe cruce, este un rai ceresc, este o împărăție cerească a lui Dumnezeu. Deci, în biserică și mai ales la Sfânta Liturghie, reușim să ajungem din nou în raiul din care am fost izgoniți, noi oamenii. Dincolo de biserică și dincolo de Sfânta Liturghie, este lumea în care am fost izgoniți. Și unde trebuie să muncim și să suferim. Dar trebuie să ne întoarcem și să revenim și să ne mângâiem și să ne umplem de dor dumnezeiesc după împărăția cea cerească, câștigată prin cruce de tâlharul mântuit. Și care se va câștiga și de unul fiecare prin cruce. Fără de cruce, n-avem cum să ajungem să dobândim împărăția lui Dumnezeu, să ne mântuim sufletul. Și
ca o încununare la Sfânta Liturghie care s-a săvârșit astăzi. Ca un final al Sfintei Liturghii. Pentru că ne întoarcem, așa cum spuneam, în lumea unde trebuie să muncim și să suferim. Aș vrea să vă citesc o plângere a lui Adam, cel izgonit din Rai, care este foarte frumos transpusă de Sfântul Cuvios Siloan Atonitul. Și care poate fi o experiență pentru fiecare. Și vă îndemn să aveți această carte care se numește Între iadul deznădejdii și iadul smereniei. Și atunci când sunteți triști, să citiți o pagină din această carte. Și atunci când sunteți prea fericiți, să citiți o pagină din această carte. Aici o să găsiți și mânghiere pentru tristețe, dar o să găsiți și echilibru în bucurie. Înțelegând că fericirea pe acest pământ este relativă. Desăvârșită este doar la Dumnezeu și împreună cu El. Adam, părintele întregii lumi, a cunoscut în Rai dulceața iubirii lui Dumnezeu. Și de aceea, atunci când pentru păcat a fost izgonit din Rai și a pierdut iubirea lui Dumnezeu, a suferit amarnic și cu geamăt mare suspina în toată pustia. Sufletul lui era chinuit de un gând. Am întristat pe Dumnezeu pe care îl iubesc. Nu-i părea rău atât de Rai și de frumusețea lui, cât de faptul de a fi pierdut iubirea lui Dumnezeu, care în fiecare clipă și nesăturat atrage sufletul spre Dumnezeu. Așa, tot sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dar mai apoi a pierdut harul, face experiența chinului lui Adam. Sufletul e bolnav și îi pare tare rău atunci când întristează pe Domnul cel prea iubit. Adam tângea pe pământ și suspina cu amar și pământul nu îi mai era drag. Suspina după Dumnezeu și grăia. Sufletul meu tânjește după Domnul și îl caut cu lacrimi. Cum să nu-l caut? Când eram cu el, sufletul meu era vesel și liniștit. Și vrăjmașul n-avea intrare la mine. Dar acum, Duhul cel rău a pus stăpânire pe mine și el tulbură și chinuie sufletul meu. De aceea sufletul meu tânjește după Domnul până la moarte. Duhul meu se avântă spre Dumnezeu și nimic de pe pământ nu mă poate veseli. Și sufletul meu nu vrea să se mânghie cu nimic, ci vrea să vadă din nou pe Domnul și să se sature de El. Nu-L pot uita nici măcar pentru un singur minut. Și sufletul meu se chinuie după El. Și de mulțimea întristării plâng cu suspine, miluiește-mă Dumnezeule, pe mine zidirea Ta cea căzută. Așa hohotea Adam și lacrimile lui curgeau de pe fața lui pe piept și pe pământ și toată pustia răsuna de gemetele lui. Dobitoacele și păsările tăceau, lovite de durere și plângeau. Iar Adam hohotea, căci pentru păcatul său toate au pierdut pacea și iubirea. Mare a fost întristarea lui Adam după izgonirea din Rai, dar când a văzut pe fiul său Abel omorât de fratele său Cain, întristarea lui s-a făcut și mai mare și cu sufletul chinuit de durere hohotea și gândea: noroade vor ieși și se vor înmulți din mine și toate vor suferi și vor trăi în dușmănie și oamenii se vor ucide unii pe alții. Și această întristare a lui era mare ca marea și o poate înțelege numai cel al cărui suflet a cunoscut pe Domnul și știe cât de mult El ne iubește. Și eu am pierdut harul și strig împreună cu Adam, noi toți: milostiv fii mie, Doamne, dă-mi duh de smerenie și iubire. O, iubirea Domnului, cine te-a cunoscut te caută neîncetat ziua și noaptea și strigă: tânjesc după tine, Doamne, și cu lacrimi te caut. Cum să nu te caut? Tu mi-ai dat să te cunosc prin Duhul Sfânt și această cunoaștere a lui Dumnezeu atrage sufletul meu să te caute cu lacrimi. Amin.
mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.